seara. Alo, mă auzim? Da, vă aud, vă auzim. Mulțumim mult pentru participarea la această întâlnire, Eminescu, și ne amintim cu mare drag de întâlnirea de acum un an și, sincer, am comentat-o mult timp, chiar și studenților, cum cineva care a învățat limba română prin Eminescu a reușit să se împărtășească de savoarea limbii române și mai ales vă așteptăm cu mare interes în această seară și gândurile dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, părinte, vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele dumneavoastră chiar foarte frumoase și mulțumesc de asemenea prietenului meu, Daniel Mazilu, pentru această invitație. Chiar mă bucur foarte mult să fiu cu voi, deși nu ne putem vedea, dar cel puțin cu suflet ne putem auzi și o să ne înțelegem prin intermediul cuvintelor așa la telefon. Și da, să-mi spune când să încep acum. Te aude în toată lumea. Da, deja vă auzim, vă ascultăm. Mulțumesc, mulțumesc. Eu știu că așa ce vreau o să citesc, da, am pregătit. Sper să se înțelegă bine. Și în principiu am gândit să vă vorbesc despre traducerile pe care le-am făcut operei poetice a lui Eminescu. Însă am preferat să le lăsăm pe să vorbească. Despre discursul pe care am ales va desluși parcurs. O să citesc acum fragment Eminescu, care în volumul Mihai Eminescu se complete în 1914 la Iași, și a apărut în editur Dalie Răzunean. Citesc. Ne-am încuvințat niciodată literatura frumoasă a răbuțiunilor, mai ales a actorale de texte pe o aloare întoielnică. Scrierea lui Șiter, editată de meritul istoric și supera de boală pe care sufăr toate scrierile acestor germani. Cosmopolitic. O traducere Shakespeare, mai departe Eminescu, din Molière sau Goethe, e un merit, căci forții înțeles atât de gemănate, traducătorul trebuie să cumpănească cuvânt cu cuvânt, frază cu frază. O traducere din ponton sau din prosa lui Stile, e o jucărie care se poate să fie orice financiar. Continua Eminescu, dar la dreptul vorbit, de la piatra un ținut muntos, plin de legende, proverbe, locuri, apoi de localitate, colectorul nu găsește ce să culeagă un muntan de baștina născut asemenea la un ținutul neamțului Ierioteanga. Citita o preotată de Danila Preclea, pe toată cu Alvaro, ține telefonul, că ține telefonul foarte aproape de gură, că se aude cu întrerupere. Sau dacă folosești lentile, poate, vorbește în telefon. Da, înțeleg că nu trebuie să fie prea... Acum mai bine, depărtează puțin microfonul. Trebuie să ori ții microfonul aproape, ori ții direct telefonul la gură. Se aude cu întrerupere datorită distanțării, nu știu. Da? Acum se aude mai bine. Bine? Bun. Da. E foarte important să se audă la bine, care vreau să înțelege acest fragment, poate nu să se înțeleagă ceea ce urmează. Atunci spunea Eminescu, dacă nu se înțelege, vă rog să-mi spune din nou, că cu comunicație cu tehnologia dată. Atunci mai spune... Încearcă să vorbești mai rar, poate să vă înțelege așa. Bun. Și o distanță mai mare? Ți-o ține așa, la o distanță un pic mai mare microfonul și vorbește rar. Mai bun. Bun. Atunci voi citi din nou ce spunea Eminescu legătura cu legătorul poezii. Se întreba Eminescu. Citit au vreodată colectorii pe Danila Prepeleac, pe soagrea cu trei nodori și altele, la Savala,
care ar trebui să fie doarele din care să se inspire și cum vorbesc și să ca ținuta și linea? Afară de aceea, cu propășirea ritmului modern, se șterg legende și povești, proverbe, locuții, adevărat estimate ale poporului românesc. Dacă acele foi ne-ar da poana locului prin culegerea taxă a formelor caracteristice ale gândirii poporului, ele ar fi neprețuite. Dar traduc din franțuzești sau din nemțește a unor produse însănătoase, cui folosesc ele întăresc numai ideea falsă a că poporul 2000 de ani ne-a avut nici bugetare ca aceste plăsmuite în mod meștri de către poate de mine. Nu prea se înțelege. Alvaro, hai să schimbăm. Nu prea se înțelege. Tu folosești microfon sau handsfree ceva? Nu, nimic, nu. Doar cu... Direct în telefon. Să încercăm pe WhatsApp, poate merge mai bine. Poate merge mai bine. Ok. Sună-mă tu pe WhatsApp. Bine, perfect.